Bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamna! Astăzi vom face excursie într-un iaht! Yay! Veniți, yay, 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 pentru că vreau să vă arăt ceva. Fac pariu că o să vă placă la nebunii. N-am mai făcut asta de mult. Cum se vede iarba. Ce este asta? O lamă. Se spune Capramov. Care a spus lamă? David. Nu eu, nu eu, nu eu. Ok. O să deschidem toți în același timp. Vino Oceanic, vino și tu. Ok, haideți. 3, 2, 1, bam! A, noi am deschis-o primul. Nu las nimic, nu las nimic, nu las nimic. Sau, știți ce? Nu las chestiile astea, nu las chestiile astea. Ignorați-le. Dacă vreți, luați și drogați-vă de aici. Vreau. Mamă, unde s-a dus aia? Unde e? Nu știu. Copii, nu contează, veniți după mine. Uitați. Știți unde e The Yacht? The Yacht e pe acolo, se vede un pic. Da, exact, nu mai puneți puncturi că se vede urât. Ia punctul, așa. Haideți, vom merge cu barca. Știți care sunt regulile? Nu spargeți nimic din The Yacht, că îi aparține lui Gigel. Știți, ați auzit de Gigel că voi n-ați fost în... N-ați venit în zilele în care am făcut excursie la ferma lui Gigel și... Hai mă, nu te mai droga acum. Ia uite cum ține asta mâna. Ia uite cum ține asta mâna. Ia uite asta sede. Bă, ai grijă să nu-ți cadă droguri. Ok, gata, gata, fără droguri, că voi n-aveți 18 ani. Și să nu construiți, că se vede urât. Ia uite mă, bazuc. Dar înainte de The Yacht, o să vreau să spuneți ce este un lucru de pe aici. Asta că m-a invitat un pasă. Cu toții, nu luați nimic. Nu, spuneți-mi ce este chestia asta, mașinuța asta. Ce a spus? O dubă, e o dubă. O dubă, da, e o dubă. Și ce faci cu duba asta? Ok, că vă spun. Vă reînviați cu echipierii. Haideți în barcă. Vă reînviați cu echipierii atunci când și-au luat noc și după aia și-au luat finish, adică au murit de tot. Le luați cardul și îl duceți acolo. Haideți copii, David, nu te mai dupri, nu mai merge în apă. Așa. Problema e că doamna acum poartă ochelari. Nu poartă ochelari, dar poartă lentile de contact asta din joc. Nu, dar e de lentile. Stați să parchez, bac. Dați-vă jos și urcați. Stați. Nu spargeți. Veniți aici sus. Ia stați un pic. Elevii care sunt buni. Deci stați, veniți aici în față, veniți aici în față. Alex Anton a deschis un chest. Bă, nu. Veniți aici afară, veniți afară, nu intrați prin ventilație încă. Ai deschis nimic, ascultă-mă. Ok, vreau să spuneți ăia tocilare, nu chiar tocilare, dar în fine, ăia care știu să citească. Ce scrie aici? Marigold. Bravo, care a zis Marigold? Eu. Care eu? David, ai un 10. Hai. Nu mai dați cu bandaje, că nu suntem răniți. Nimeni să nu se atingă de asta, pentru că o să ne atingem toți, mai exact eu. Hai să vedem ce o să pice. Alex Anton, vino și tu. Nu, n-aveți voie să luați asta, pentru că asta poate să distrugă acest iaht. Eu iau doar drogurile. Da, tu poți să le iei.
Haide un... Uitați, puteți sta aici să vă lăudați. Ia uitați, fiți atenți. Alex Anton, vino odată. A, și vreau să vă spun. Ghiciți ce va fi aici în câteva zile. Un elicopter. Exact. Care a zis asta? Eu. Care eu? Hai mai, încă un 10. Bă, mai răspundeți și voi ceilalți. Ca să vă dau și vouă 10 uri. Ia, spuneți-mi cine e ăsta? Cine e Gigel? Doamna, s-a băgat în cutie, Lăsați cutiile în pace. Cine e tipul ăsta din statuie? Mida. Bravo, cu toții aveți un 10. Nu știu ce caută Gigel ăla. Poate a vrut și el să vină la școală, dar nu l-am lăsat. Așa, a, nu construi oceanic? Lăsați-mi asta. Ok, acum o să avansăm și mai sus și după aia vom merge la subsol. Nu mai aruncați cu cutia astea, cutiile. O să vă arăt și un... Veniți după... Stați că am mai trecut pe aici, m-am rotit în cerc. Vreau să vă arăt unde locuiește Meowskulls. Ați auzit de Meowskulls? Da. Uitați, aici locuiește. Da. Aici se intră. E o pisică, Meowskulls. Da, uitați-vă un... Asta ce e ăla de acolo? Ce e chestia aia de acolo? Scar epic, bravo copii! Sunteți deștepți, nu luați asta, aveți cultură generală. O să fiți, când o să fiți vă niște pro player, chiar o să jucați bine. Știți tactici, știți din astea, Amna, cu bătaia sunteți mai ieși. Ha, da, în fin. Amna, mai s-a drogat. Hei, a, Meowskulls s-a drogat? Păi Meowskulls nu e aici. Amna, s-a drogat. S-a drogat. Bine, ok, da. Haideți. Ați... Miau, 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 miau. Acum, o să va fi cea mai întunecată parte. Stați, aici e bucătăria unde prepară... o știți pe Tintina? Da. Știți, ea locuiește, uitați, acolo. Da, nu contează. Haideți, veniți, o să mergem la subsol. Hey. Unde aici la subsol este un seif. Vă las să-l descoperiți singur. Duceți-vă, plimbați-vă pe aici. Care deschide primul seif o să ia un 10. L-am găsit. Bravo, Alex Anton, ai un 10. Și tu, Oceanic. Alex Anton și Oceanic au un 10. Deci, fiți atenți, voi doi aveți câte 2... Deci, Oceanic și Alex au 20 uri și David are... Dar nu mai da cu cutii. Are... Și David are 3. Nu știu de ce. Știi, vreți să vă spun în meciurile reale cum ce puteți să faceți ca să deschideți ăsta? Avem nevoie de un card. Exact, da, cardul ăla trebuie să-l omorâți pe Meowskulls, care o să vă dea cardul și o să vă dea și o armă mitică numită, știți cum? Heavy Assault Rifle? Nu. Veniți aici. Veniți aici. E o armă mitică numită Meowskulls Pew Pew Rifle. Uitați să vă zic paturile astea. Aici stă. Aici este când vin în vizită ăștia, Tintina, Maidas, stai că nu mai știu cine e ăsta, cine e aici. Aici nu mai știu și aici nu mai știu. Dă-te! Aici e toaleta, nu, eu nu mă duc acolo, că poate să fie cineva, cine știe. Aici e patul meu. Să-mi spuneți și mie dacă mai vreți să mergem în excursii din astea. Bă, dar eu văd că eu am clasă de excursii, că noi facem numai excursii, voi vedeți? Mamă, eu am lutat tot ăsta. Aoleo, câte glanțe am! Ia glanțele alea! Ok, haideți acum. O să vă arăt ceva și o să vă placă la toți. Alex Anton, cum ai ajuns în apă?
Am căzut. Hai să spargem iacul. Fiecare se ia câte o barcă, vom face o întrecere, vă spun eu cum e. Ok, deci... Stai! Oceanic! Ok, stați pe loc, stați aici. Alex, vino, noi o să fim noi doi în echipă. Nu! Da, o să fim noi doi în echipă. Ei, Oceanic! Ok, fiți atenți, Oceanic și... veniți lângă mine, aici, veniți după mine. Aoleu, am distrus ea, o să se supere Gice, trebuie să-i dau factură. O să mă sune, parcă vezi, m-a sunat. Alo, Gigel? Bă, ce naiba mi-ai distrus, bă? Tu nu vezi, tu știi cât valorează iahtul ăsta, bă? Bine, mă, o să-ți dau banii, hai, pa. Bă, David, tu te duci în barca lui Oceanic. Ok, deci, uitați cum sunt regulile. Facem două, ne ducem prin dreapta și facem două ture în jurul insulei ălea, veniți lângă mine. În jurul insulei ălea și după aia venim, primul care trece de barca asta, primii, o să anunța da 10. 3, 2, 1 și ei! Aveți voi și cu bus. Haideți copii, haideți. Prin dreapta. Tu poți să dansezi, Alex Anton. Bagă cel mai OG dans al tău. Ați făcut două ture? Da. Ok, aveți un 10. Alex Anton, ție o să-ți dau un 7 pentru că... Uite, ție îți dau un 7 pentru că... ți-ai luat un corn, nu jucă. Ți-ai luat un corn din ăsta, un horn în care poți să sufli. Nu ca ceilalți copii care când îi duc în alte excursii, știi ce fac ei? Își cumpăr numai jucării Nerf și Murf. Acum, copii, nu știu dacă o să vă placă asta, dar... nu știu, nu cred că o să vă placă. Gigi, bă, da, știți că dacă voi o să acceptați asta, atunci Gigel o să mă pună să-i plătesc câteva miliarde de euro, vreți? Alo? Vreți? Vreți să-i dau câteva miliarde de euro lui Gigel? Ok, atunci, faceți tot posibilul să distrugeți iahtul, luați grenăzi și tot ce mai găsiți. Distrugeți tot ce puteți! Hai de default! Ăștia străi! Bine că ne ajută, măcar m-au omorât, dar măcar ne ajută că distrug astea. Pe mine m-a aruncat deasupra unui oraș cu pești. Ne-am dat David chiar ca e hacker. Cum sunt? M-auzit? Bă, dar toți vor să vină la școală în ziua de azi. Ce se întâmplă? Că parcă toți urați școala. Le-am dat și... Nu mai dați-mi vai la nimeni, că... Nu mai vrem să intre și alții. Vin imediat acolo. Bine. Copii! Copii! Ei, ce? Spuneți-mi dacă vă plac mai mult excursiile decât orele normale. Excursiile? Ai un 0. Ai un 0 pentru că îți plac excursiile. Îți place școala? Bravo, Oceanic, da. Tu ai un 10. Haide, Alex Anton, să mergem să mai distrugem din iar. Normală, nu e vă place școala? Bă, dar ok, hai, vă dau la toți un 10. Veniți, urcați cu toții, mai puțin Oceani, că e la mama naibii. Stai, că vreau să fac o chestie unică. Bine, tu fă ce vrei, ție ți s-a terminat ora de școală azi. Ai un 10 pentru că ai fost printre cei mai cuminți. Haide, luați grenăzi, luați petarde și distrugeți acest
Ia! Gigel nu-l merită! Bă, da! Doamna, putem și arme? Da! Am găsit remote-uri! Am găsit remote-uri! Stați, friendly bot-uri! Dați și cu boți! Dați numai cu boți buni! Aveți voi numai cu boți buni! Dacă vine vorba de boți, pentru că... Eu dau liv! De ce? Că am primit o chestie! Bine, pau, Cianic! Nu dau liv pe alte, bă! A, ok! Gloanțe de rachete, vă rog! N-am! Că pe mine m-au omorât boții răi! Eu n-am gloanțe de are. Enemy! Prien! Bă! Ceva... Cum ar poți? Eu pun ten bot. Mor mai poți să distruge scoată. Mamă, cât... Mamă, am deja lag. Aole, nu mai duc niciodată în excursie. Hai boți, hai boți, duceți-vă. Boți, distrugeți! Boți, trebuie să distrugeți cât mai mult. M-a omorât nobul ăla. Copii, strângerea mea, ieșiți cu toții din iaht, duceți-vă la sfârșitul iahtului, acolo unde e o barcă. Acolo, duceți-vă cu toții la barcă, la barca aia, că știți unde ne ducem? M-auziți? Fiți atenți, o să ne ducem mai o să ne ducem din nou acolo la autobuz. Sau știți ce? Luați o barcă și veniți la mine. Stați un pic că mă sună cineva. Alo? Bă, de ăștia am văzut cum îmi distruge actul, bă! Bă, tu îți dai seama că tu o să îmblădești toate astea, nu? Păi, nea Gigel, mă, eu îmi dau seama, dar... De unde bani? Bă, întrebarea e de unde bani eu să cumpăr iahtul ăla, că tu acum mi l-ai distrus, hă. Ei, dar nu ți l-am distrus doar eu, ți l-au distrus și elevii mei, nu-i așa, copii? Nu! Ia uite, mă, Maxi, tu vezi că copiii tăi, elevii, rahații tăi, vezi că ei zic că n-au făcut, deci eu dau vina pe tine. Bă, eu mă duc acum la poliție, deci ascultă la mine, mă duc acum la poliție, bă, și te raportez de distrugerea proprietății publice, ok? Ai înțeles, mă? Bă, nea Gigel, fii atent, scuze, scuze-mă că ți l-am distrus, dar o meritai, că ești prost de puți. Bip, gata, i-am închis, v-a plăcut elevi. Asta îți mulțumesc bine. Tân-tân-tân-tân-tân-tân-tân. Bă, ascultă-mă, dacă mă mai tot sun, îți dau report că mă spamezi. S-a înțeles? Bă, tu știi că eu sunt prost de put? Bă, tu știi cine sunt eu? Da, știu, ești o petardă. Ce zici, mă? Hai că te raportezi acum de înjurătură. Da, mă, petardă, acum e înjurătură, Gigele, hai, pa. Stai că i-am dat bloc. Bloc, yes. Ok, fiți, copii, duceți-vă la autobuz, acolo. Așa, ne ducem la autobuz și după aia încheiem ziua. Ne urcăm, ne așa și plecăm. E păcat că Oceanic a plecat, nu? Uite o bombă! Uite-ți cum s-a bunit asta. Say what? Copii! Ok, haideți! A dispărut autobuzul la naiba. Hai, copii, să plecăm de aici! Hai să plecăm de aici, copii! Iau telefonul. Bine, s-a terminat și ziua asta de școală.